Târgul ofertelor educaționale a fost organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Liceele au făcut eforturi ca prezentarea să fie cât mai atractivă. Ce faceți aici? Împletim. Voi sunteți eleve? Da. Ce an? 2. Și la ce specializare? Frizer cu afăr. De ce ai ales această specializare? Că-mi place. Și vrei să mai atragi și alți elevi de gimnaziu? Da. Toată lumea se vine la noi, că e o școală foarte minunată. Am încercat să facem tot ce e mai frumos, printre care și niște demonstrații practice cu privind activitatea de coafură, cosmetică. Noutatea ar fi că începând cu anul acesta școlar nu o să mai se plătească taxe de școlarizare, întrucât am primit de la bugetul de stat finanțarea de bază per elev. Și atunci, pentru clasele la care suntem acreditați, liceu și școală profesională zi, taxe de școlarizare nu o să mai fie. La un alt stand, elevii din clasa 8-a au învățat de la cei mai mari că gastronomia este un domeniu căutat și bine plătit. În ce ești costumat? În bucătar. Ce vrei să transmiți prin această costumație? Că este o meserie foarte bună și este foarte căutată. Tu în ce clasă ești? A 10-a. Ce ai învățat până acum? Multe lucruri. Să gătesc, să fac prăjituri, diferite mâncăruri. Mulți elevi, după ce au finalizat, s-au angajat. Unde? În țară, în străinătate? Și în străinătate și în țară. Tu unde ți-ai dorit să te angajezi? Nu m-am hotărât, mai mult în străinătate. La standul Colegiului Național Ștefano Dobleja, tinerii au putut afla mai multe despre roboții industriali. Face parte din cadrul laboratorului de mecatronică, este unul dintre cele mai dotate laboratoare care le avem în școală, din câte am înțeles și din județ. Și acum urmează ca Fordul să facă o investiție în extensia acestui laborator. Ceea ce se vede acolo este o linie tehnologică asistată de un roboțel. Însă avem aici niște machete mici, însă avem la școală, în laborator, roboți industriali adevărați. Dacă unii elevi au decis deja ce liceu vor să urmeze, alții încă mai analizează ofertele. De la ce școală sunteți? 34. Și pentru ce profil ai dori să optezi? La pedagogic, pe științe ale naturii. De ce această opțiune? Ce crezi că ți-aduce această specializare? Acolo am intrat și frații mei și îmi place mie. Mult. Ai medii mari pentru admitere? Da. Cam cu cât se intră la profilul pedagogic? 9,29 pe științe. Asta a fost cea mai mare medie. Te-ai hotărât spre un liceu anume? Nu sunt prea sigură. Adică am mai multe opțiuni. Așa, care ar fi acestea? Păi ori Cosa sau Carol. Una dintre ele, cea două. Nu doar opțiunile elevilor sunt importante, ci și mediile obținute la evaluările naționale. Acestea trebuie să fie suficient de mari încât să le poată permite să învețe pe mai departe la liceul dorit.